Bună, eu sunt Erica și astăzi vom face un Mystery Box! Un Mystery Challenge! Salutare tuturor! Astăzi facem un Mystery Box intitulat Nu alege slime-ul! Da, ați auzit bine! Astăzi voi, Erica, nu trebuie să bage mâna în slime! Da, e un slime din acela moale, din ăla care se întinde așa. Așa. Ce trebuie să facem noi acolo? Să descoperim ce surprize se ascund în cele 6 casetuțe. Da? Da. Bine. Erica se va apuca să spargă. Timp în care voi știți ce aveți de făcut. Să bag și să babonați. Așa să faceți. Și aia e din prima. Păi de ce-l vrei pe ăla? Așa. Bine, hai, sparge-l pe ăla. Oh! Wow! Ce-ai găsit acolo? Pick me pops, da! Wow, ce mare este! Hai, ia privi! Nu le desfacem acum, vedem la sfârșit. Din seria 2 e. Un pick me pops, sezonul 2, într-adevăr. Da. Spargem întâi toate casetele. Și după aia... Ok. Asta. Hai, următorul, care este? Nu, hai să luăm altul. Hai să luăm unul de sus, ce zici? Da. Da? Hai, acolo, albastru să fie. Încă unul mic! Wow, încă un pic mi pops! Doi. Priviți încă unul. Aici. Acolo? Da. Acolo să fie. Unde? Wow, încă unul mic, două mici și unul mare. Încă unul mic. Wow! Un jumbo pick me pops. Priviți ce mare este. Unde? Ce ai acolo? Iu! Ce este aia? Slime-ul. Stau și mă întreb, tu cumva ai știut cum sunt puse? Hm? Și cum de ți-a ieșit, măi, ăsta ultimul? Acolo. Hm? Bravo, bravo oricum. Mi-a fost chiar acum trecuții. Am spart cele 6 casete și am găsit, ce am găsit? Un Jumbo Pick Me Pops. Asta. Am găsit încă unul mai mic, două de fapt și două mici. Mare, mijlociu și mic. Ok. Ok. Noi vom începe cu acestea. Cu cele mici. Hai să vedem. Tassel the Tiger, așa se cheamă. Așa se cheamă. Mhm. Tigrul Tassel. Și hai să-l vedem. Wow, cât de frumos e. Asta are miros de... Wow, de fructe. Are ananas. Fructe, da, fructe. Da, fructe exotice. Așa. Și acolo mai avem? Ce avem acolo? Hai, foița asta. Așa? Ce face? A, îți spune din ce categorie face parte? Comun. Este rar, comun? E comun? Da. Comun, deci da. Este unul comun. Adică uitați. O să-l găsiți foarte des. Da. Priviți-l este aici. Eu aș vrea asta, că nu este comun. Am înțeles. Hai la următorul să vedem. Deci? Unde este tigrișorul tău? Aici.
Acesta este tigrișorul. Asta de data asta este albastru. Are culoare albastră? Da. Două culori diferite, într-adevăr. Au, se lipește. Să vedem ce găsim înăuntru. Ce tare! Ia să vedem ce e. E o pisică! Hai să vedem un pliculeț! Și asta face parte din... Adică are gust, are miros de... acadea. E speriată! Ia să vedem, speriată are pisicuța, dragă de ea. Oare cine a speriat-o, Erica? Tigru. Tigru. Cred că da. Trebuie să fie sora ei. Da, așa ar trebui. Sărmana. Sau asta mare. Aia mare poate să facă orice. Hai să vedem următoarele surprize. Ce mai avem? Se desface un pic mai greu, dar se desface. Ce parfumate sunt. Miros atât de bine. E roz. Wow! E prima. Wow, toate au sărit. Aici avem mai multe punguțe. Uitați, vede ceva. Una mai mare. Mai mare, cred că sunt două. Cred că sunt două surprize. Văd ceva mic, tati. Aici e ceva. Aici, accesorii posibil. Tati, văd ceva. Ai desfăcut-o? Ia să vedem. Ce parcurs cu meu. Ce e asta? Habar nu. Nu știu, voi știți, copii, ce este acela? Pare a fi... Ia. Nu știu ce pare a fi. Așteptăm să ne spuneți voi dacă știți. Se află un cățeluș și o bebeliță. Cățelușul. Hai să vedem, dacă e adevărat ce se ascunde acolo. Asta. Habar n-am. Ce e aia? Un ren. Acesta este un ren. Priviți. Pe vremea Crăciunului și renii sunt cu noi. Ce-i asta? Ați făcut unghiile. Wow. Bravo, Erica, ai dreptate. Acesta este pentru unghii. Haideți să desfacem asta. E zeverița. Uitați-o. Ce coate stufoasă. E buculoasă, uitați-o. Asta de. Și asta e buculoasă. Unul e speriat și unul râde. Da. Iar acolo avem cățelușul. Ar trebui să fie dur cățelul. Ia. Cum arată cățelul? Ce faci mai acolo și ăsta râde? Aici ai dat de două animăluțe vesele. O pisică și un cățel care sunt veseli. Sunt atât de curioasă ce se află aici. Tati, da. Hai, tati, sus. Dacă vrei. Pe pat, da? Bine, hai. Vedem ce avem aici. Este un leuț.
Și aici avem aici. Wow, e o pisică de gumă. Și aici? Nu știu ce avem. Cartonașele? Ba nu. Una de unghii. Tot un set de făcut unghiile. Da. Cartonașele. Un bebec și un ursuleț. Hai să-i vedem. Yay! Aici avem ursul. Are miros tot de fructe. Privit! Wow! Wow! A căzut din mână. Cine este ăsta, ursulețul? Ursul de... ursul polar. Da. Și următorul animaluț este... este... berbecul. Berbecuțul. Berbecul cât de pupos e. O, nu ești. O, ce drăguț este. E speriat. E pufos. Ăsta se teme de tigru, sigur. Mai teme de urs, nu știu. Poftim. Prietenos cu el. Da, foarte prietenos. Și a mai rămas? Wow! Jumbo Mambo. Ho 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 ho. Și să ne facem foarte mare. Cel mai mare pismipo. Hai să vedem, priviți-l cât de mare este. Ia wow. Să vedem ce. Zice că ar conține ce? Una, două sau trei surprize? Nu știu, cred că trei. Vedem. Mai bine îl desfacem și vedem ce conține. Este foarte mare, așa este. Uite, ce ceva în balajul. Mie îmi cade acum un unicorn. Asta! Wow! Is this? Pufoșenie. Este atât. Erica este atât de moale. Copiii, dacă ați ști cât de moale este. Oh, ce pufos este ea, Erica. Este... hai să vedem ce mai găsești în acele pungulițe. Doar două pungulițe? Un, tot un unicorn, mai mic. Și aici? Încă unul mai am. Heo! Ce micuț e ăsta! Parcă-i bebe, bebele lui ăsta, așa pare. Da? Și altceva, ce mai ai acolo? Atâta! Atât? Astea au fost toate surprizele? Care ți-a plăcut cea mai mult? Ăsta și cu ăsta. Big unicorn. Și cum ai cine? Ăștia doi. Cei doi micuți. Și oița este foarte drăgălașă. De fapt, ce să mai? Toate animăruțele care au picat sunt foarte drăgălașe. Și vouă, dacă v-a plăcut acest video, uite.